din nou. Pauzele scurte sunt cele mai plăcute, așa că pauza s-a terminat. Începe ora de matematică pentru clasa 8-a. Ascuțiți creioanele, deschideți caietele, astăzi studiați algebra. Sunteți curioși să vedeți ce v-a pregătit profa? Eu am auzit ceva de niște ecuații. Să înceapă ora! Ne întâlnim ca să învățăm astăzi probleme rezolvate algebric cu ajutorul sistemelor de ecuații. Asta este tema activității noastre de astăzi. În această temă noi vom aplica tot ce am învățat în lecțiile anterioare. Noi la prima lecție am spus că viața de zi cu zi ne oferă o mulțime de situații în care suntem nevoit să apelăm la matematică. Suntem nevoiți să rezolvăm niște probleme cu ajutorul sistemelor de ecuații liniare. Vom rezolva împreună o mulțime de probleme cu un grad crescător de dificultate, vom propune teme pentru acasă și vom analiza, evident, ceea ce vă interesează cel mai mult pe voi, și anume subiecte care au fost date la evaluarea națională în anii anteriori. Și acum să ne întoarcem la acea problemă pe care noi am discutat-o acum câteva zile, de fapt luni, pe care nu am rezolvat-o, dar enunțul acestei probleme a avut darul de a vă convinge pe voi că este important să știm să rezolvăm sisteme de ecuații. Deci revenim la acea problemă. Enunțul problemei era următorul. Un muncitor montează în 45 de minute două piese de tip A și cinci piese de tip B. Același muncitor, în 62 de minute, montează patru piese de tip A și șase piese de tip B. În cât timp va monta muncitorul o piesă de tip A și una de tip B? Ce anume avem de făcut? Când rezolvăm o problemă cu ajutorul sistemelor de ecuații liniare, noi va trebui să transpunem în limbaj matematic aceste informații pe care le am obținut. Ceea ce înseamnă că trebuie să stabilim necunoscutele, iar formarea sistemului reprezintă modelul matematic al problemei. Ne exprimăm cât putem de riguros matematic. X reprezintă numărul de piese pe care îl face muncitorul sau Y reprezintă timpul. Deci trebuie să stabilim aceste necunoscute. După ce am găsit modelul matematic, trebuie să alegem metoda de rezolvare. Voi deja aveți la dispoziție trei metode de rezolvare a sistemelor. Reamintim, metoda substituției, metoda reduceri și metoda grafică. După aceea facem calculele și obținem soluțiile ordonate. Nu s-a terminat chiar așa de simplu problema în clipa în care am obținut soluțiile. De ce nu s-a terminat așa de simplu? Pentru că noi trebuie să interpretăm soluțiile obținute, copii. Soluțiile obținute fac parte dintr-o anumită mulțime. De exemplu, dacă T reprezintă timpul pe care îl folosește muncitorul ca să monteze o piesă, acest T trebuie să fie un număr pozitiv. Nu neapărat număr natural, dar sunt probleme în care soluția trebuie să fie număr natural. Când întrebarea este câte fete sunt în clasă, câte fete și câți băieți sunt în clasă. Evident că soluția nu poate fi 1,4, deci atenție la interpretarea soluțiilor pe care le obținem în urma rezolvării sistemului. În afară de faptul că știm să rezolvăm sisteme, mai știm să rezolvăm ecuații de gradul întâi cu necunoscută și cunoaștem și sensul expresiei ecuații echivalente. Și acum să trecem la rezolvarea problemei pe care am propus-o luni dimineață, urmând toți acei pași despre care eu v-am vorbit. Deci, întâi am spus că trebuie să ne stabilim necunoscutele. Cine este X? X reprezintă timpul necesar pentru montajul piesei A. Y reprezintă timpul necesar pentru montajul piesei B. Și acum, ceea ce voi ați citit în textul problemei, noi va trebui să transpunem matematic. Ce spunea prima informație? Ne spunea așa, în 45 de minute sunt montate două piese A și cinci piese B. Cum scriem noi acest lucru matematic? Păi scriem 2X plus 5Y egal cu 45. Ia să vedem a doua informație. Eu sunt sigură că voi deja ați notat a doua ecuație în caiete pentru că este similară primei ecuații. În 62 de minute sunt montate 4 piese A și 6 piese B. Adică a doua ecuație este 4x plus 6y egal cu 62. Am reușit, deci, să formăm sistemul, modelul matematic. Aceste două ecuații pe care le vedeți pe ecrane 2x plus 5y egal cu 45, relația a doua, 4Y, 4x plus 6y este egal cu 62. Cunoaștem noțiunea de sistem echivalent, alături apare un sistem echivalent cu primul, are aceeași mulțime de soluții, și anume, am simpl am împărțit prima relație cu 2 ca să obținem niște coeficienți numerici ceva mai mici. Și acum ne alegem metoda de rezolvare. Metoda de rezolvare, cum am spus și ora trecută, este aleasă de voi. În cazul nostru, eu am ales să amplific a doua relație cu minus 1. De ce? Pentru că în felul acesta necunoscuta X, observați că se reduce. Prin adunarea acestor două relații am obținut că 2Y este egal cu 14, deci am găsit valoarea lui Y care este 7, iar pentru valoarea lui X înlocuiți în oricare din cele două relații care formează sistemul, evident că de obicei ne vom alege Soluția mai simplă, ecuația mai simplă. Și am obținut valoarea pentru x. x egal cu 5. Acum, ca să fim siguri că n-am făcut nicio greșeală, vom interpreta și vom verifica soluția. Soluția noastră, copii, fiind perechea ordonată 5, 7. Și acum, am înlocuit în cele două relații ca să vedem dacă se obțin propoziții adevărate. Și vedeți aici înlocuirea. Eu am să citesc doar prima relație care ne arată că n-am făcut nicio greșeală de calcul. 2 ori 5 plus 5 ori 7 este 10 plus 35 egal cu 45. Deci, într-adevăr, n-am greșit la calcule și vă reaminteam și ora trecută, este obligatoriu ca ambele relații să fie verificate ca să spunem că problema este corectă. Acum vă propun o nouă problemă. O problemă care a fost, este problema cu numărul 3 dată la examenul de evaluare națională în anul 2012. Iată ce problemă au primit colegii voștri în anul 2012. Într-o clasă sunt 26 de elevi. Dacă ar pleca din clasă două fete și trei băieți, atunci... Numărul fetelor ar fi egal cu dublul numărului băieților. Aflați câte fete sunt în clasă. Și acum să rezolvăm problema. Evident, voi deja știți că notăm F. Am notat numărul fetelor și am notat cu B numărul băieților. Și acum, din nou, haideți să scriem în limbaj matematic ceea ce noi am citit în textul problemei. Într-o clasă sunt 26 de elevi. Cum scriem asta matematic? Păi numărul fetelor adunat cu numărul băieților este egal cu 26. Sau F plus B egal cu 26. Să citim mai departe. Dacă ar pleca două fete și trei băieți. Ia să ne gândim. Dacă ar pleca două fete, numărul fetelor ar fi F minus 2. Tot textul problemelor ne spune că ar pleca trei băieți, deci dacă pleacă trei băieți, numărul băieților este B minus 3. Avem următoarea informație, că în aceste condiții, numărul fetelor este dublul numărului băieților. Deci, iată a doua relație, f-2, care reprezintă numărul fetelor rămase, este egal cu 2 pe lângă b-3, b-3 fiind numărul băieților rămași. Și acum, rezolvarea importantă este să găsim modelul matematic. Soluția este relativ simplă. Prima relație a rămas neschimbată. Iar în relația a doua am făcut produsul dintre 2 pe lângă B minus 3 și trecând termenii dintr-un membru în altul, am obținut o ecuație echivalentă. Deci B plus F este 26, 2B minus F egal cu 4. Nici nu cred că mai e cazul să vă spun ce metodă de rezolvare alegem este evident că însumând aceste două relații se reduce necunoscuta F și am obținut 3B egal cu 30. Adică ce înseamnă asta? Că în acea clasă sunt 10 băieți. 3B egal 30 implică B egal cu 10. Cu ușurință se calculează acum numărul fetelor. Dacă în clasă erau 26 de copii din care 10 sunt băieți, restul de 16 copii sunt fete. Observați mai jos am făcut și verificarea acestor soluții ca să fim siguri că nu s-a strecurat nicio greșeală. Deci, numărul total de copii este 26. Acum ia să vedem. Dacă pleacă două fete, câte fete rămân? 14. Dacă pleacă 3 băieți, erau 10 băieți inițial în acea clasă, au plecat 3, câți au rămas? 7. Păi, într-adevăr, în felul acesta observăm că numărul fetelor rămase, adică 14, este dublul lui 7. Deci suntem siguri că am, corect, am rezolvat corect. Și iată o nouă problemă. Problema 4, dată la evaluarea națională din anul 2017. Colegii voștri au primit următoarea întrebare. Fie numerele naturale X și Y, a căror sumă este 54. Aflați numerele X și Y știind că ele sunt proporționale cu 5 și 4. Am văzut care este textul problemei, relativ simplu, și acum rezolvarea. Evident, dacă problema ne spune aflați numerele x și y, practic necunoscutele sunt deja stabilite din text. x este primul număr, iar y este cel de-al doilea număr. Prima relație ne spune că x plus y este 54, iar a doua relație, ce înseamnă că x și y sunt proporționale cu 5 și 4? Evident, scriem o proporție x supra 5 este egal cu y supra 4. Am exprimat, din prima relație, l-am exprimat pe x. x este egal cu 54 minus y. Am înlocuit x în cea de-a doua relație și am obținut o ecuație care conține o singură necunoscută, pe y. 54 minus y supra 5 este egal cu y supra 4. În a doua relație am amplificat prima, primul termen cu 4, al doilea cu 5 sau vor spune unii dintre voi, am aplicat proprietatea care afirmă că produsul mezilor este egal cu produsul extremilor. Și am obținut din acea relație a doua, care are o singură necunoscută, că Y este 24 și am găsit valoarea lui X, care este 30. Următoarea problemă are următorul text. Determinați aria triunghiului ABC dreptunghic în A știind că perimetrul său este de 24 de centimetri și lungimea unei catete este de 5 centimetri. E posibil ca unii dintre voi să spună e o problemă de geometrie într-o lecție de algebră? Oarecum este o problemă de geometrie într-o lecție de algebră, dar evident că o vom rezolva tot cu ajutorul algebrei. Și tot cu ajutorul noțiunilor pe care noi le-am învățat în aceste zile. Vom folosi o notație care este notație consacrată. Notația sau se mai numește notație uzuală. Lungimea catetei BC se notează cu litera A mic, adică este exact litera care lipsește copiii între B și C. Lungimea catetei AC este B mic, iar lungimea catetei AB este C mic. Din textul problemei, noi știm că perimetrul este 24. Deci A plus B plus C este 24. Am ales ca teta B să fie 8, ceea ce înseamnă că suma elementelor rămase A plus C este egal cu 16, obținut acest 16 prin diferența dintre 24 și 8. Din teorema lui Pitagora l-am exprimat pe B pătrat, ca fiind A pătrat minus C pătrat și am făcut și un mic artificiu. Acest A pătrat minus C pătrat l-am scris ca diferență de pătrate. Oare de unde mi-a venit ideea asta să aplic formula diferenței de pătrate? Păi, pentru că mai sus scrie că A plus C este 16. Și atunci... Dacă A plus C este 16 și B știm deja că este 8 din datele problemei, am înlocuit aceste două elemente din datele problemei și am obținut, deci B pătrat este 64 egal cu 16 pe lângă A minus C, deci iată că A minus C este 4. Am obținut un sistem pe care cu siguranță voi deja l-ați rezolvat și anume... A minus C este 4, A plus C este 16. Prin adunarea acestor două relații am obținut 2A este egal cu 20, deci A e 10, a doua necunoscută, C este egal cu 6. Deci A reprezintă lungimea ipotenuzei, iar C reprezintă lungimea catetei care este AB. Acum, ca să calculăm aria acestui triunghi ABC, voi știți că aria triunghiului dreptunghic se calculează făcând semiprodusul catetelor. Deci acum suntem în măsură să răspundem la cerința din problema noastră. Problema ne cerea să aflăm aria triunghiului. Noi am aflat că AMIC care este Lungimea ipotenuzei este 10, C mic este 6, iar B era dat din datele problemei, B egal cu 8. Vă știți că aria unui triunghi dreptunghic se calculează ca fiind semiprodusul lungimilor catetelor. Catetele noastre sunt 6 și 8, deci aria triunghiului este 8 ori 6, totul supra 2, de asta am spus semiprodusul. 48 împărțit la 2, adică 24. Și acum a sosit, dragii mei, momentul în care va trebui să vedem ce am învățat noi astăzi. Am învățat să transpunem în limbaj matematic și să rezolvăm probleme cu ajutorul sistemelor de ecuații liniare cu două necunoscute. Dragi copii, a sosit momentul temei pentru acasă. Tema pentru acasă este oarecum voluminoasă, dar sunt sigură că Andreea, Claudia, Bianca și toți prietenii pe care mi-am făcut în zilele acestea vor rezolva cu ușurință tema. Cei care încă au mici dificultăți sunt tot prietenii noștri a emisiunii Teleșcoală și pentru ei vom posta pe pagina de Facebook a televiziunii nu doar rezultatele, ci soluțiile complete ale problemelor pe care vi le-am propus. Vă doresc o zi frumoasă și vă așteptăm mâine cu geometria. Algebra e tare plăcută, nu? Cam atât pentru această dimineață. Acum puteți lua o bine meritată pauză. Noi însă așteptăm sugestiile voastre pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR și vă mulțumim pentru mesajele constructive și pentru că ne urmăriți zilnic. Stați în casă și faceți-vă temele. Acestea trebuie trimise profesorilor voștri de la școala la care învățați. Sunt convinsă că ați stabilit cu ei un mod de comunicare la distanță, fie prin e-mail, fie prin WhatsApp sau Facebook. Vă reamintesc că emisiunile noastre sunt disponibile și online pe site-ul tvr.ro la secțiunea Teleșcoala. Ne revedem la ora 15 cu lecția de biologie pentru clasa a 12-a. Pe curând, prieteni!